salutare și ascultă-mi bine, v-am găsit un nou episod. Parcă a trecut un an de când am mai filmat și mă simt așa, wow, în sfârșit filmez eu. Nu am avut timp, deci îmi cer mii de scuze, chiar nu am avut timp pentru canalul de YouTube, dar promit că de acum încolo voi filma foarte zilnic, cred. Așa, și chiar îmi pare rău, am fost foarte ocupată cu școala, cu scrierea școlii, deci... Așa... Da, și... Voi ce ați mai făcut? Da, așa... Deci, voi ce ați mai făcut? Sunteți bine, sănătoși? Nu uitați să apăsați un buton de like, pentru că mi-ar plăcea foarte tare. Buton de like, un subscribe și dacă puteți o distribuire mai departe, pentru că mi-ar face mare plăcere. Astăzi o să vă prezint ce mi-am cumpărat eu. Așa. De fapt, nu. Hai să nu mințim că ne-am cumpărat eu, că n-am fost în oraș deocamdată. Plictiseală pe acasă, că e foarte urât afară. Plouă. Plouă. Oh my god. Și deci, să nu mințim, ce mi-a adus mama de la lucru, pentru că ea a venit azi dimineață și mama de fiecare dată când vine de la lucru mi-a adus ceva. Ori tichete de bingo, adică să le rozuiesc și în caz că câștig se duce mama să ia banii. Și azi dimineață m-am trezit cu ea, adică nu m-am trezit, că m-am trezit la 5 și a venit mama acasă și zice: ia uite ce l-am luat eu la strunfuleț. Și am sărit în sus și am zis: ce? Și după mi-a aruncat asta și când observ eu, de când îmi doresc așa ceva, chiar dacă am mai avut. L-am desfăcut deja pentru că mi s-a părut foarte interesant asta. Așa este pentru machiaj. Dar dacă am vreo fată abonată, pentru că încă nu m-am uitat, așa, îmi spui te rog și mie dacă chestia asta se spală. Pentru că aici nu scrie absolut nimica. Aici scrie așa cum se folosește și că bla bla bla, cu ce se... Așa, în fine. Să-mi spui, te rog, dacă știe cineva dacă chestia asta se spală după ce o folosești. Adică eu presupun că o speli după ce o folosești, că na, te dai cu fundul pe aici. Oh my god. Ok, da, trebuie să spălată, presupun, dar tu totul să-mi lași în comentarii. Da, deci nu am luat chestia asta, mi-a luat chestia asta, mama. Foarte drăguță, dar este foarte moale, super. Și a fost set, toate set. Tot ce vă arăt acum a fost set. Dar butam. Acestea sunt niște acții pilde de lipi pe telefon, pe frigider, pe oriunde. Și eu deja am folosit, după cum vedeți, că sunt rocurile care pe aici. Le-am pe telefon, care telefonul meu, filmez cu telefonul. Camera asta. Așa, și cam astea sunt, adică e unul aici, unde scrie Sis Queen, aici niște buze, un fulger, o pară, o golgoașă, o înghețată, iar o înghețată, asta nu mai știu ce e, cred că un pelican ceva, pelican, doamne ferește, nu mai știu ce e chestia asta, așa, aici scrie LOL NOW, aici e un craniu, aici niște buze, cred că v-am mai spus de ele. Aici e o brioșă, chestia asta e un curcubeu și astea sunt niște cartofi prăjiți. Nu pot să-i mănânc. Da, deci multe chestii am lipit pe telefon, cele mai mărunte le-am lipit. Am lipit un măr, niște inimioare, niște rubine, pentru că eu țin foarte mult la Diana, că... Mi-e place foarte mult de Diana, și de Vlad Muntaneu, și de Cristi Muntaneu, și de Shelly, și de Mimi, și toți youtuberii ăștia. Nu am nimic cu niciun youtuber
toți sunteți dragi, de parcă să uitați ceva la canalul meu. Așa, și să știți că vă pup. Așa, și acum mă tot gândesc pentru că Vlad, să știi că multe lume te place. Stai. Da, eu am un joc pe telefon numit Avakin Life și este foarte, 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 foarte tare și am văzut mulți băieți pe care îi cheamă Vlad Munteanu. E, și eu îi întreb mereu, ești obsedat de Vlad Munteanu? Nu am nimic cu nimeni. Așa. Și el zice, sunt Vlad Munteanu, dar îi zic eu, sigur. Și zic, demonstrează-mi. Dar după el zice, vrei să zic ceva într-un clip? Și am zis, da. Și m-a întrebat ce. Și am zis că să-mi fac o... Haideți, iarăși, of, doamne, stați așa, un pic să-mi amintesc. Mi-am amintit. Să fac o promovare. Și m-am uitat pe canalul lui Vlad zilele alea și nu. Deci, vedeți, mulți te plac, Vlad. Și te plac să știi, ești un YouTuber foarte tare. Așa, chiar îmi pare rău că n-am mai filmat și da. Da, și mi-am cumpărat și unghii. Adică au fost la set. Așa arată, da, eu le-am pe toate acolo în spate. Acolo pe mobilă. Nu băgați și seama patul. Da, și cred că noi ne vedem data viitoare. Deci nu uitați să dați un like iarăși, un share, un subscribe. Și cam atâta. Nu ne vom vedea data viitoare. Eu am fost Noemi. Pa!